anul 2010. Am avut, cred, doar 2 ani în care am lipsit și în rest a fost prezente la fiecare ediție. Le ninfe daciche, io intanto pregherei anche tutti i nostri rievocatori pronti per la battaglia sotto il cipresso. All the remarkable groups for the battle, let's get ready under the tree. Ecco le nostre ninfe daciche che ci offriranno ancora delle meravigliose danze propiziatorie. Noi suntem un grup de dansatoare antice, iar denumirea grupului vine de la piatra funerară a unui legionar roman anonim, pe care scria: am văzut piramidele din Egipt, am uitat în războaiele galice și am văzut nifele dace. De aici ne-am luat denumirea. Desigur, sunt și plăcuțele de la George Boy care ne-au inspirat acolo. Știți, s-au descoperit altarele închinate zeităților și nimfelor. Dar în principal, noi când am constituit grupul la acea piatră funerară, ne-am dus cu gândul și de acolo ne-am luat denumirea. Prezentați astăzi la Natale de Roma. Am venit cu 3 dansuri antice care conțin câteva linii melodice arhaice din zona noastră. Noi suntem din Zalău, din județul Sălaj. Venim la Roma cu mare bucurie de fiecare dată. Astăzi avem prieteni români care ne-au spus că vor veni special în arenă să ne vadă aici, la Circo Massimo. Suntem foarte bucuroase și sperăm să facem un spectacol frumos pentru ei, în primul rând, și pentru prietenii noștri de la Grupo Storico Roman, cărora le mulțumim pentru invitație.
consumația care o reprezentați, să zicem, astăzi, este făcută dumneavoastră sau are un caracter divers? Da, noi ne-am pregătit cu aceste costume. Avem în zalău, în orașul nostru, o echipă care ne ajută să ni le confecționăm. Sunt făcute de inspirație antică, de fapt, sunt făcute după imaginile de pe coluna lui Traian. De acolo ne-am inspirat cu felul, cu ținuta, cu felul care sunt legate rochiile. Folosim materiale din fibre naturale, plănițele de miel, sfori de cânepă, coronițele de margarete, iar papucii noștri sunt manufacturați din piele de un meșter popular de acolo de la noi, din oraș, și sunt făcute după imaginile de la statuetele de la Popești, de lângă San Vicente Cetuza. Aveți să transmitiți ceva dacilor din Roma și din toată Italia? Toate cele bune, în primul rând. Multă sănătate și putere de a merge înainte, să păstrăm viu ce al nostru și să ducem mai departe ceea ce știm că vine din profunzimea ființei noastre. Ne așteptăm cu mare drag să ne vadă. Queste ragazze che vengono dalla lontana Romania, dalla Transilvania, possiamo dire,
sono venute qui con un autobus, quindi hanno fatto veramente tanti chilometri, bravissime, grazie. Si trova in una città che si chiama Zalau, dove è stata scoperta un'antica città romana che si chiama Porolissum, dove praticamente potete vedere la fine dell'impero. Andate perché è veramente bella, lì finiva l'impero romano, c'è un muro gigantesco, più grande delle nostre mura aureliane, dove potete passare sotto la porta dell'impero romano. Questa è veramente un'emozione. Grazie, grazie. Mulțumesc!